ce mai faceți? Eu până acum 10 minute eram super obosită, apoi mi-a venit ideea să fac acest podcast și dintr-o dată parcă m-am umplut de energie și acum parcă nu mai am star. E 10 noaptea și nu știu cum mai dorm în seara asta, însă având în vedere că urmează să vorbesc despre un subiect care într-adevăr mă pasionează, parcă simt așa furnicături peste tot, cred că știți și voi senzația. Dar da, e o întrebare pe care o primesc foarte frecvent la mine pe Instagram și am zis că de ce nu s-a masă exact acest subiect și anume de ce nu slăbești? Ce ai putea să faci greșit care să te împiedice să-ți obții scopul de a slăbi? Să știți că e una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc la mine pe Instagram și anume, uite Ana, fac asta și nu slăbesc sau am încercat să fac asta și tot nu slăbesc și să știți că există eu cel puțin m-am gândit la 5 moduri sau 5 lucruri care vă pot împiedica să slăbiți sau lucruri pe care ați putea să le faceți voi greșit și am zis că de ce nu să dezvoltăm puțin subiectul și posibil să ajut foarte multă lume pentru că sunt sigură că fiecare dintre voi s-a confruntat la un moment dat cu această dorință de a slăbi sau de a arăta mai bine sau de a se tonifia. Așa că Astăzi despre asta discutăm. Aș vrea să clarific de la început că nu sunt un nutriționist, nu am nicio pregătire de acest fel. Ceea ce vă spun este din ce am învățat eu pe parcursul timpului, din ce am citit eu, din, din lucrurile pe care le-am învățat chiar pe, pe mine, din greșeli din lucruri care mi-au ieșit, așa că vreau să luați toate informațiile pe care vi le spun with a Gram of Salt, adică să le treceți prin filtrul vostru personal, și, eventual, dacă aveți alte întrebări sau vreți un ajutor concret, sfatul meu este să apelați fie la un nutriționist, fie la un antrenor personal, dar și aici cu steluța, antrenor personal, care într-adevăr știe ce face și are o pregătire în domeniu. Nu neapărat unul care vă dă doar un plan alimentar și gata, un plan basic pe care vi-l pot da și eu. de deci, eu nu mănâncă la prânz asta, la cine asta și dimineața asta, lucruri pe care le găsiți și voi pe internet. Deci de fiecare dată când vă căutați pe cineva pe care plătiți, pentru că sunt banii voștri până la urmă, Încercați să vă dați seama de la început dacă persoana aia este instruită, dacă știe ce face, dacă chiar a mai avut rezultate înainte și vă dați seama după o primă întâlnire cu acea persoană dacă într-adevăr știe ce face. Dar despre cum vă alegeți un antrenor personal, cred că putem vorbi în alt podcast pentru că deja, deja nu, nu sunt pe subiect. Dar în principiu există numai două căi prin care puteți slăbi două căi fiziologice, pentru că a treia ține de tratamentul chirurgical, tot felul de operații, care nu intră acum în discuție. Cele două căi fiziologice, sigur le știți și voi, se referă la prima, deficitul alimentar, cel mai important și zic eu baza pentru oricine, iar cea de-a doua este sportul sau orice modalitate prin care să crești numărul de calorii pe care îl consumi. Deci, unul deficit alimentar, doi sport. Le puteți face separat, însă eu zic că cel mai bine funcționează împreună. Acum, despre deficitul alimentar și e toată lumea ce înseamnă. Înseamnă să mănânci mai puțin decât mănânci tu de obicei. Dar acest mai puțin vine și el cu o steluță. Nu înseamnă să tai toate caloriile la jumătate, ci doar să reduci aportul caloric și anume din alimentele care nu sunt neapărat sănătoase. Știți Știți sigur ce mâncați voi, ce mâncați și ce nu ar trebui să mâncați și vă dați seama din alimentația voastră ce ar trebui să reduceți. A doua modalitate, cum spuneam, se referă la sport, însă cred că mai bine ar fi să zic creșterea numărului de calorii consumate, pentru că, fără să vă dați seama, fiecare persoană consumă calorii, nu neapărat prin sport. Și aici aș vrea să detaliez. Nu știu dacă ați mai auzit înainte de TDEE, Termenul vine din engleză și înseamnă total daily exercise expenditure și se referă la numărul total de calorii pe care o persoană îl consumă pe parcursul unei zile fiecare persoană consumă calorii și dacă vreți să vă aflați acest TDEE, adică exact câte calorii consumați voi zilnic, puteți să intrați pe Google, căutați TDEE Calculator și găsiți tot felul de formule unde trebuie să introduceți niște date personale și voi estimează acolo un anumit număr de calorii pe care îl consumați voi. Acest TDEE diferă de la persoană la persoană și este alcătuit la rândul său din patru alte elemente și vreau să le detaliez și să vă spun mai multe despre ele pentru că vreau ca să vă dați seama cât de multe calorii puteți să consumați fără să faceți absolut nimic. Deci, TDI, cum ziceam, alcătui din patru elemente. Primul element de care sunt sigură că știți și ați mai auzit înainte se numește metabolismul vostru bazal, adică exact numărul de calorii pe care corpul vostru îl consumă fără să facă nimic, doar prin simplul fapt că vă ține în viață, prin faptul că vă bate inima, Că respirați, că vă funcționează creierul, organele interne, că aveți o anumită temperatură constantă a corpului, toate procesele astea fiziologice consumă calorii. Și la fel există calculator online prin care vă puteți determina metabolismul bazal. Este doar un număr și se referă strict numărul la cantitatea de calorii pe care corpul vostru o consumă fără să facă nimic. Deci nu înseamnă că trebuie să consumați atâtea calorii, ci se referă strict la faptul că trebuie să consumați mai mult. Pentru că sunt sigură că nimeni nu stă niciodată doar în pat toată ziua la temperatură optimă, fără să ridice o mână, fără să deschidă ochii, fără să respire mai accelerat, fără să privească un film. Deci, metabolismul bazal reprezintă doar 66% din numărul de calorii pe care voi îl consumați zilnic. 9% este reprezentat de efectul termic al mâncării. Nu știu dacă știați, însă prin faptul că mâncați, prin faptul că vă alimentați, corpul vostru consumă calorii. Deci de fiecare dată când mâncați ceva, alimentul ajunge în stomac, iar corpul vostru consumă energie ca să digere cel aliment. E și normal. Deci cu cât aveți mai multe mese pe parcursul zilei, cu atât veți crește și efectul termic al mâncării. De aceea e bine să mâncăm, e bine să ne alimentăm pentru că astfel creștem și cantitatea de energie pe care o consumăm. E și normal. 11% este alcătuit din nit. Sunt sigură că unii dintre voi ați auzit, este deja un termen care E destul de utilizat în comunitatea fitness, și pe Instagram, și pe YouTube, peste tot auzit de NEAT și se referă la Non-Energy Exercise Thermogenesis, adică numărul de calorii pe care voi îl consumați prin alte activități în afara de sport. Prin asta, ce vreau să zic... Vreau să zic că puteți să consumați calorii prin simplu fapt că vă ridicați de la masă, că ridicați o mână, că mergeți dintr-o cameră în cealaltă, că aveți un tic nervos și dați din picior. Toate activitățile astea care nu se încadrează la sport sunt activități care consumă calorii. Deci cu cât sunteți o persoană mai dinamică în viața voastră de zi cu zi, cu cât vă mergeți mai mult, vă mișcați mai mult, sunteți mai Expansiv, ca să zic așa, cu atât consumați mai multe calorii. Chiar am citit foarte multe studii că puteți consuma până la 2000 de calorii zilnic fără să faceți sport prin simplul fapt că vă mențineți activ. Sunteți persoane din alea care ba se mișcă dintr-o parte în alta, ba fac ceva, ba fac altceva, ba se mai duc într-o altă cameră. Înțelegeți? Deci încercați mereu să nu stați doar într-un singur loc, să nu fiți sedentari. Și într-un final, bineînțeles că 14% din caloriile consumate de regulă sunt prin sport. Și știți la ce mă refer sport, înseamnă fie cardio, fie exerciții cu greutăți, absolut orice activitate pe care o faceți uh, într-o anumită perioadă de timp, de la 10 minute până la o oră, o oră jumătate, două ore cât vreți voi. Activitate care vă crește frecvența cardiacă, vă face să transpirați, să creșteți masa musculară, absolut orice activitate, fie că este dans, fie că este ciclism, fie că este alergare, fie că este pur și simplu exerciții cu greutăți, absolut orice. Am vorbit despre aceste patru elemente tocmai ca să evidențiez un anumit lucru, și anume faptul că puteți crește numărul de calorii pe care îl consumați prin tot felul de activități, prin faptul că vă creșteți metabolismul bazal și vă zic imediat și cum, prin faptul că o să consumați mâncare mai des și creșteți efectul termic al mâncării sau prin faptul că efectiv vă mențineți mai dinamic și mai activ pe parcursul zilei. Dacă adunați metabolismul bazal cu efectul termic al mâncării și acest NIT sau caloriile consumate prin alte activități decât prin sport, o să ajungeți la 86% din acest TDEE, adică din acest Total Daily Exercise Expenditure. Sportul, într-adevăr, consumă calorii și nu neg faptul că sportivii de performanță consumă mii de calorii zilnic, dar se antrenează cu orele, Însă, o persoană normală care se duce la sală consumă un număr neglijabil de calorii, adică dacă te duci, stai 30-40 de minute și faci exerciții moderate, consumă undeva, zic eu, așa, foarte simplist, undeva la 300-400, hai să zicem, 600 de calorii. Dar, în general, o persoană care merge la sală nu consumă un număr necesar de calorii ca să slăbească. Slăbirea trebuie să vă dați seama că se face din alimentație și de asta am vrut să pun accent pe metabolism, efectul termic al mâncării, nici și toate astea. Vreau ca de acum să vă dați seama că nu trebuie să fiți gym freaks, nu trebuie să mergeți la sală cu orele ca să slăbiți, nu trebuie să vă forțați corpul sau să vă torturați corpul, ci toate astea împreună, adică un deficit alimentar minim împreună cu o atenție majoră la nutriție și sport, așa, cu moderație sau cât vă permite timpul, o să vă ajute să slăbiți frumos și armonios. Și iată că am ajuns și la partea interesantă și anume întrebarea de ce nu slăbești. V-am vorbit până acum de cele două căi prin care puteți să slăbiți, deficitul alimentar și numărul de calorii consumate prin sport. Ei bine, e foarte clar, zic eu, de la bun început, că dacă nu slăbești, e o problemă cu una dintre cele două fie nutriția nu e la punct, fie activitatea nu e la punct. Și am să încep cu primul punct de pe lista mea, v-am zis că am o listă cu 5 elemente și anume mănânci prea mult sau prea puțin. Eu știu că noi întotdeauna avem, cum să zic, ne gândim că mâncăm normal, că mâncăm corect, însă de cele mai multe ori aproximăm greșit. Aș vrea să vă gândiți, de câte ori ați luat un și ca să așterneți acolo exact ce mâncați în fiecare zi? Vă garantez că dacă începeți să faceți acest lucru, o să vă dați seama cât de multe chestii mâncați în plus. Toate ciocolățelele alea pe care le mâncați, așa, ziceți că aia e una, a e a doua, a, e o mică, nu se pune, eu un covrig, nu se pune, eu o sana, nu se pune, toate alea se pun, de fapt, și se adună și la sfârșitul zilei o să vă dați seama că Chiar dacă voi credeți că mâncați într-un deficit, că mâncați sănătos și natural și cum vreți voi, o să vă dați seama că, de fapt, mâncați în exces sau mai mult decât vă trebuie vouă. Știu că e impresia asta că dacă tai nu știu câte calorii sau mănânc bio sau mănânc un anumit produs are mai puține calorii, însă de foarte multe ori nu e așa. Și să știți că și eu la început mă gândeam că, a, mănânc numai legume și fructe și mâncam struguri câte 2 kg seara și aveau foarte multe calorii, nu știu dacă vă dați seama, însă toate astea se compensau cumva prin mâncatul meu de struguri. Și, la, și ajungeam tot la exces. Deci, fie mâncați prea mult, fie mâncați prea puțin. Și mâncatul prea mult, da, ați înțeles, e clar de la sine, mâncați într-un exces și normal nu slăbiți. Însă, mâncatul prea puțin o să vă încetinească metabolismul. Metabolismul se referă la toate funcțiile voastre de bază care vă ajută organismul să rămână în viață. În momentul în care voi mâncați prea puțin, și am vorbit despre asta în primul meu podcast, acolo am. Vorbi despre metabolism și ce se întâmplă când mâncați prea puțin, însă am să amintesc aici, în caz că nu l-ați auzit pe acela: când mâncați prea puțin, corpul vostru intră într-o stare de stres. Se gândește că vai, nu mai primez destule calorii, ce se întâmplă, nu am să mai am depozitele necesare ca să mențin corpul ăsta în viață. Trebuie să vă gândiți că corpul vostru e construit ca să vă țină pe voi în viață. El nu știe că voi nu mâncați pentru că vreți să arătați într-un fel sau pentru că vreți să slăbiți, ci el se gândește din start că voi mâncați mai puțin pentru că nu aveți. E exact gândirea aia primordială, corpul nostru a rămas acolo. Se gândește că, voi nu există mâncare, persoana asta nu mai are mâncare, deci eu trebuie să fac ceva ca să, ca să cresc rezervele pe care persoana asta le are, ca să, ca să mențin persoana cât mai mult timp în viață. Prin faptul că mâncați prea puțin, se, se face un dezechilibru în tot corpul, corpul vostru va lupta ca să vă țină în viață, va scădea metabolismul bazal, va scădea uh, energia pe care el o consumă în fiecare zi, tocmai ca să prelungească nivelul de energie, totalul nivel de energie pe care el îl deține și ca să vă țină în viață mai mult timp. Deci, prin faptul că mâncați voi prea puțin, decât să faceți un bine, cum ar fi, cum v-ați gândi, <laughs> vă faceți de fapt mai mult rău. Și dacă o să citiți pe Google, căutați o oriunde vreți voi despre metabolism și ce se întâmplă cu el, o să vedeți că dacă l-ați stricat, dacă l-ați încetinit, ca să-și revină la normal, nu știu, durează de la 3 la 6 luni. Deci nu e ca și cum, a, în două săptămâni mi-am tăiat caloriile la jumătate și mă gândesc că, vai, slăbesc. Da, slăbiți pentru că, na, îți tai caloriile, normal să slăbești, îți încetinești și metabolismul bazal, ai să revii la stilul tău de mâncat, normal, pentru că fiecare om se alimentează și nu ai cum să ții diete în astea, drastice toată viața, va mai faci și niște vergeturi că ai slăbit foarte repede în două săptămâni, ți-ai stricat metabolismul bazal și ca să, ca să revii la metabolismul tău de dinainte, o să treacă undeva la 6 luni, timp în care corpul tău va consuma mai puține calorii prin metabolism bazal, prin faptul că nu faci nimic și în loc să scazi în greutate, vei acumula greutate. În continuare pe lista mea, ca răspuns la întrebarea de ce nu slăbești, este faptul că mănânci seara. Și am vrut să trec acest lucru pe lista mea pentru că Mă confrunt foarte des cu fix această frază de la voi. Uite, nu mai mănânc după ora 6, mănânc foarte bine, mănânc, numai legume, nu mai mănânc pâine și tra la 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 la. Dar în principiu mereu văd chestia asta când scrieți că nu mai mâncați după o anumită oră tocmai ca să facilitați slăbirea. Am trecut elementul asta pe lista mea și vreau să vă zic că este un mit. Este o misconcepție, o misconcepție greșită care văd că se propagă din generație în generație și toate fetele cred că vai, ca să slăbesc trebuie să nu mai mănânc după, ora seară, după, după o anumită oră sau seara în general. Um, ei bine, poate fi adevărat și poate fi fals, însă sunt sigură că voi vă gândiți cumva la amândouă. Adevărat, în sensul că sunt unele persoane, inclusiv eu, care seara, prin faptul că stă la televizor, are tendința să mănânce mai mult și în exces peste peste foame, adică fac testul ăla cu banana pe care, pe care vi l-am mai spus și înainte, este în podcastul meu precedent și îmi dau seama că nu mi-e foame, dar totuși mi iau ceva de mâncat, ronțăiesc, ronțăiesc, iau ceva să ronțăi, fie niște alune, banană, în fine, ciocolată, orice găsesc și mănânc calorii în exces. Da, dacă faceți asta și mâncați în exces seara sau de altfel, la orice ora zilei, dacă vi se întâmplă asta, stați dimineața la ora 8 în pat și începeți să mâncați tot frigiderul, e clar că o să fiți într-un exces caloric și că o să mâncați mai mult. În schimb, există și cealaltă parte a acestei povești și anume, faptul că mănânci după o anumită oră, sau <laughs> nu știu cum să mă exprim, e greșită gândirea că dacă mănânci la o anumită oră, ai să te îngrași. Pentru că, așa cum am zis până acum, corpul vostru consumă calorii indiferent de situație, indiferent că e ora 1 noaptea sau 8 dimineața, corpul vostru e în continuare în viață. Vă ține în viață, deci consumă calorii. Deci, dacă mâncați la ora 6, 7, 8, 9, 10 seara, nu o să vă îngrășați. O să vă îngrășați dacă mâncați în exces indiferent de ora la care mâncați, dar dacă mâncați normal, fie că e la ora 7, la ora 8, la ora 11, 12 noaptea, dacă aveți cina la ora 2 noaptea, cina voastră normală, deci sunteți în continuare într-un deficit alimentar, sunteți în continuare, mâncați în continuare sănătos, nu contează la ce oră mâncați voi, atâta timp cât caloriile voastre adunate pe parcursul zilei ajung la un deficit minim. Ok, am vorbit despre alimentație, despre deficitul ăsta alimentar, care este baza by the way, dacă vreți să slăbiți. Mâncare, nutriția este baza și trecem în continuare la sport. Iar numărul 3 pe lista mea este faptul că nu faci sport cu destulă intensitate. Cum vă ziceam la în început, ca să slăbiți trebuie să fiți fie într-un deficit alimentar, fie să consumați un număr de calorii care să facă într-adevăr diferența în condițiile în care mâncați același număr de calorii. E clar că deficitul ăsta de calorii trebuie să vină de undeva, fie din mâncare, fie din faptul că le consumați sunteți mai activi. Așa că e posibil să faceți sport dar să nu faceți sport cu destulă de intensitate și, și să știți că se întâmplă lucrul ăsta destul de frecvent. Uite, mergi 20 de minute la sală, te gândești că, vai, am făcut 20 de flot Tări, am făcut 30 de genoflexiuni, sigur am consumat acolo nu știu câte calorii și te duci și acasă, mănânci și o ciocolată în plus, că de bine că am fost și la sală, deci merit, <laughs> și așa se adună, nici nu consum câte calorii credeai că ai consumat și mănânci și în plus. Nivelul de intensitate însă diferă de la persoană la persoană și în funcție de cât antrenament aveți în spate. Adică un începător, o persoană care n-a mai făcut sport în viața ei sau orice fel de activitate fizică, în momentul în care va începe să facă sport sau la fel, orice fel de activitate, va consuma foarte multe calorii. Trebuie să înțelegeți că exercițiul fizic e un stres pentru corp și corpul trebuie să, da să se adapteze Până e, e în corpul nostru faptul acesta dacă pui corpul uman în orice mediu el se va adapta sau va lupta să se adapteze la acel mediu și așa e și cu sportul când începi să faci sport, corpul încearcă să se adapteze deci la început când nu ai niciun fel de pregătire n-ai niciun mușchiuleț acolo vei consuma foarte multe calorii făcând poate niște lucruri basic o să vă dați seama că pe parcurs, cu cât faceți mai multe exerciții, mai multe sesiuni, corpul vostru, bineînțeles, ca răspuns la acest stres, se va adapta, va deveni mai rezistent, va pune masă musculară, tocmai. Ca să, ca să se adapteze la acest stres, la efortul fizic și va consuma mai puține calorii, va deveni mai eficient și e un lucru bun acest fapt. Lumea se gândește că, vai, trebuie să-mi cresc nivelul de activitate, cât sport fac de fiecare dată ca să consum mai multe calorii. E un lucru bun faptul că corpul se adaptează, că pune masă musculară pentru că grăsimea, să știți, nu arde calorii. Grăsimea aia care stă pe burtică, care stă pe coapse, care stă oriunde, nu arde calorii, stă degeaba și ocupă spațiu, pe când mușchiul arde calorii activ mereu. Deci e în interesul nostru să punem masă musculară ca să ardem calorii și ca să creștem în același timp metabolismul bazal. Cu cât aveți mai multă masă musculară, cu atât, cu atât veți arde mai multe calorii și totodată mușchiul, dacă vă gândiți la un kilogram de mușchi și la un kilogram de grăsime, Grăsimea va ocupa mult mai mult spațiu decât mușchiulețul ăla de un kilogram. Mușchiul, chiar dacă are un kilogram, va fi foarte suplu și vă va da și corpului acel aspect, aspect atletic. Discul de -am a mă repeta, vreau să vă spun că dacă vreți să slăbiți nutriția, trebuie să fie pe primul loc și secundar vine sportul. Cum vă ziceam, sportul nu arde un număr foarte mare de calorii, doar la început atunci când nu sunteți adaptați la el, însă pe parcurs o să scadă și dacă într-adevăr vreți o diferență, o diferență, trebuie să aveți grijă la alimentație și să vă schimbați alimentația astfel încât să devină un stil de viață, să devină ceva natural, să mâncați sănătos în fiecare zi fără să vă mai gândiți, fără să faceți restricții de orice fel. Um, vreau să vă zic niște lucruri pentru că mă confrunt foarte des cu aceste misconcepții legate de sport. Lumea merge la sală, consumă calorii și vine acasă și mănâncă prostii și se gândește că am făcut sport, deci sigur, e bine, pot să mănânc. <laughs> Dar nu e așa. Sportul este mai mult pentru sculptarea corpului sau pentru a-ți face corpul să arate mai frumos. Dacă vă gândiți la o persoană de 60 de kilograme care are mai multă masă musculară și o persoană de 60 de kg, dar care are mai multă masă adipoasă, o să vă dați seama că persoana aia care are mai mult mușchi arată mult mai bine și mult mai slabă decât persoana aia care are mai multă masă adipoasă, cu toate că ambele persoane au 60 de kg. Până la urmă, un mușchi care se vede bine prin piele, care vă face abdomenul să arate frumos, știți și voi, acel aspect cu oblicii abdominali sau brațele să arate bine, Știți că există tot felul de exerciții cu pentru triceps care vă sculptează brațele foarte frumos dacă aveți un triceps bine dezvoltat, atunci când ridicați brațul nu o să mai existe pliu ăla de grăsime, știți? Când ridicați brațul, exact sub braț pliu ăla. Dar toate grupele musculare trebuie lucrate dacă vreți să aveți un aspect tonifiat, dacă vreți corpul vostru să arate frumos și chiar am vrut să ating ideea asta că puteți să arătați bine și fără să slăbiți prin faptul că faceți sport vi se modifică compoziția corporală corpul vostru nu nu face un sigur proces la un moment dat. E, e incorrect să te gândești că, vai, dau numai grăsime jos. În timp ce faci sport, într-adevăr, corpul consumă calorii, dați jos din grăsimea aia, se consumă grăsimea, însă în același timp se clădește mușchiul, se, se, se tonifiază corpul și o să vedeți cât de bine o să arătați la final. De asta eu mereu recomand să fiți și într-un deficit alimentar și în același timp să faceți și sport, pentru că cele două cele două sunt sinergice. Ok, să spunem că v-ați calculat caloriile, v-ați făcut un jurnal alimentar și ați văzut că într adevăr mâncați sănătos, mâncați ceea ce trebuie, sunteți într un deficit minim alimentar. Ați văzut că mergeți și la sală de câteva ori pe săptămână, faceți sport cu o intensitate destul de bună și totuși nu slăbiți. Care este motivul? Ei bine, numărul 4 pe lista mea este faptul că e posibil să fie o problemă de sănătate și poate fi absolut orice, de la hipotiroidie, la tot felul de dezechilibre hormonale care sunt foarte frecvente la noi femeile, în special PCOS, adică sindromul ovarelor polichistice, din câte știu eu, afectează una din trei femei, fie rezistență la insulină sau chiar și o hipersecreție de cortizol pe fond de stres, sunteți foarte stresați la job, corpul vostru secretă cortizol și Apar la fel dezechilibre hormonale, poate fi orice. Iar în momentul acesta, în care vedeți că faceți tot felul de demersuri ca să slăbiți, faceți și sport, mâncați sănătos de ceva timp, aici nu mă refer la o lună, două, mă refer la minim trei luni. Pentru că am uitat să adaug asta pe listă, însă foarte multe persoane nu-și dau seama că slăbesc, însă au trecut numai două săptămâni și bineînțeles că n-ai slăbit dacă au trecut numai două săptămâni, trebuie să aștepți ca schimbările să se petreacă când faci toate lucrurile cum trebuie, e bine să mergi la doctorul tău și să-l întrebi sau să-i pui întrebarea asta. Mă gândesc că e ceva în neregulă, nu slăbesc, posibil să fie asta, asta sau asta sau ce credeți dumneavoastră. E bine să ai o discuție cu un doctor, să te informezi, să vezi și ce e istoric de patologia în familie posibil mama ta să aibă PCOS sau sora ta să aibă PCOS și adică sindromul ovarelor polichistice sau hipotiroidie în familie sau diabet în familie orice. Dar tu ți-ai făcut toate analizele, totul e bine, nicio dereglare, ești sănătoasă sau sănătos și atunci, atunci care e problema? De ce nu slăbești? E bine, ultimul punct este faptul că tu de fapt slăbești, dar nu-ți dai seama. Și aici este fie faptul că nu ți-ai acordat o perioadă destul de lungă de timp ca să vezi într-adevăr transformarea, pentru că dacă aveți un healthy lifestyle de mai mult timp, așa cum sunt și eu, cum este și Kaiser, o să vedeți că la un moment dat corpul vostru se va adapta la tot ceea ce faceți și o să vă aflați de multe ori în perioade în care greutatea nu oscilează în niciun sens, nici în sus, nici în jos, s-ar putea chiar să mai acumulați niște greutate în anumite perioade, însă voi faceți totul cum trebuie și ceea ce trebuie să faceți în aceste situații este să faceți în continuare același lucru, adică mâncați în continuare sănătos, faceți în continuare sport, eventual schimbați-vă rutina de sport, Însă, în principiu, alimentația la fel în continuare și o să vă dați seama că peste o anumită perioadă de timp, iarăși o să scadă greutatea aia. Al doilea lucru este faptul că foarte multe persoane își evaluează slăbirea, ca să zic așa, sau tot procesul ăsta de scădere în greutate prin numărul de kilograme. Și nu zic neapărat că e incorrect. Într-adevăr, dacă ai un exces ponderal, se vede și o diferență în numărul de kilograme. Însă, ceea ce vă recomand eu este să, să vă faceți poze toată lumea are telefon e foarte simplu să vă faceți o poză odată pe săptămână să, să aveți o pereche de blugi mai strâmți pentru că sigur fiecare are acea haină mai strâmtă și să vă dați seama după haina aia dacă e mai largă, dacă e mai strâmtă pentru că de regulă atunci când mâncați sănătos și faceți sport corpul vostru pe lângă faptul că scade în greutate prin faptul că consuma acea grăsime dacă o aveți acumulează și masă musculară și masa aia musculară e posibil să ia locul grăsimii, însă bineînțeles că nu va arăta ca grăsimea, nu va fi în ci va fi din potrivă foarte estetică și va da corpului aspectul atletic, însă și masa asta musculară are o greutate. La fel, exemplul acela cu persoana de 60 de kg care are mușchi și persoana cealaltă care are tot 60 de kg, dar are grăsime. Chiar dacă au același număr de kilograme, cea cu mușchi o să arate mult mai slabă întotdeauna pentru că mușchiul ocupă mult mai puțin spațiu decât grăsimea. Volumul de grăsime e mai mare. Deci, pe lângă faptul că o să scădeți în greutate, o să acumulați greutate, fie prin masă musculară, fie prin retenție de apă la un moment dat, însă și aceasta se duce. Deci e foarte important să fiți constanți în ceea ce faceți întotdeauna. Eu și Kaiser vorbim foarte des despre faptul că e de fapt foarte simplu să slăbești sau să-ți transformi corpul, să faci să arate mai atletic, mai frumos, mai lung. Ține doar de mâncat sănătos și de sport. Și cred că cel mai important e să faci aceste lucruri ca să, ca să fii sănătos, ca să ai o speranță de viață cât mai mare, ca să-ți menții inima sănătoasă. Știți că sportul ajută foarte mult la sănătatea cardiovasculară, inclusiv la, la o mai bună oxigenare a creierului. Absolut toate, toate lucrurile astea bune care le faceți pentru voi, e bine să le faceți ca să fiți sănătoși în primul rând, iar al doilea, al treilea, al patrulea motiv să fie cel estetic sau... Fie, știu eu, vreți să fiți mai puternici, aveți un concurs sau o competiție, un maraton, orice ar fi, e secundar uh, sănătății voastre. Așa că e, e bine pentru voi, fie că nu vreți să slăbiți, fie că vreți doar să fiți sănătoși, să aveți un stil de viață sănătos, să mâncați lucruri care vă hrănesc corpul. O să vedeți că atunci când mâncați mai natural, și aici mă refer la legume, fructe, inclusiv făinoase, cereale, toate astea sunt bune. Eu mănânc și lactate, adică dacă nu ai intoleranța la lactoză sau gluten, așa cum au unii oameni, nu neg, unii chiar au. Dar dacă nu ai intoleranța la lucrurile astea și corpul tău se simte bine când mănâncă lapte, iaurt, paste, pâine, de ce să le scoți în alimentație? Nu are absolut niciun rost. Dacă vă balonați de la lactate, clar, există o intoleranță acolo și nu le consumați, înseamnă că nu e bine ceva acolo, de altfel poate fi absolut orice, știu, persoane care se balonează de la pere, persoane care se balonează de la, știu eu, ciuperci, absolut orice simptom digestiv pe care îl aveți atunci când consumați un aliment, indică faptul că sunteți intoleranți, alergici și, în fine, la acel aliment și e bine să-l eliminați din, din organism. Corpul vostru vă spune măi, ceva nu e în regulă cu chestia asta, nu o, nu o diger bine, așa că nu o mai consumați. Dar dacă toate lucrurile astea nu vă fac rău, e bine să consumați de toate, totul cu moderație. Momentul în care începeți să faceți restricții de orice fel, e momentul în care o să începeți să vă gândiți obsesiv la mâncare. Niciun exces alimentar de orice fel nu e bun, adică nici să mănânci varză toată ziua nu e bine, cum de altfel nici să mănânci ciocolată toată ziua nu e bine, absolut orice cu moderație, e mantra mea, poți să slăbești mâncând ciocolată zilnic atâta timp cât este cu moderație și toată lumea e fericită, toată lumea se simte bine, toată lumea mănâncă și e satisfăcută la sfârșitul zilei. Eu mănânc ciocolată zilnic, zilnic, nu se poate, astăzi am mâncat și o înghețată McFlurry, dar... Dar, da, am vrut, am mâncat-o, asta e, nu mă gândesc de două ori la asta, mi-am scos-o din sistem și data viitoare când vreau înghețată, probabil va fi peste vreo 2 trei săptămâni și am să o mănânc și atunci. Însă dacă m-aș gândi obsesiv la înghețata asta, probabil aș merge într-o zi la McDonald's, aș mânca pe lângă un meniu, după aia mi-aș lua înghețată, mi-aș mai lua și încă una acasă și tot așa și decât să fac exces alimentar, mai bine mănânc cu moderație și gata. Sper că ați învățat și voi multe lucruri noi, așa cum ziceam la început, nu le luați fix așa cum le zic eu, sfatul meu este să intrați pe Google, căutați, se găsesc atât de multe informații, mergeți la un specialist, pentru că fiecare are alte nevoi necesare. Știu că mi se întâmplă să primesc și întrebarea asta, te rog, dă-mi un meniu, ce ar trebui să mănânc? Și nu am cum să răspund și vă zic lucrul ăsta, pentru că nu vă cunosc personal, nici nu am o pregătire în acest domeniu, sunt foarte multe lucruri de luat în considerare, durează foarte mult timp până îți dai seama care e necesarul tău caloric, ce activități faci în fiecare zi, care este necesarul de macronutrienți pe care îl ai, la ce vârstă ai, cât vrei să slăbești și toate astea, ce nivel de activitate fizică ai, toate astea trebuie luate în calcul și e bine să vorbiți cu un nutriționist. Eu mănânc într-un anumit fel care mi se potrivește mie și care îmi face mie bine și mi-am dat seama în timp. Să știți că prin metoda trial and error, adică încearcă, greșește și îți dai seama până la urmă ce funcționează pentru tine. Eu vă las aici Sper că nu v-a deranjat vocea mea. Am observat că a devenit din ce în ce mai, uh, mai raspy, ca să zic așa. E și târziu. Cred că ar trebui să beau niște apă. <laughs> dar eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper din toată inima că ați rămas cu ceva și dacă rămâneți cu ceva, e faptul că mâncarea e baza, sportul consumă calorii, dar prea puține și e mai mult ca să vă remodeleze corpul și că împreună fac minuni și se poate. Kaiser a slăbit 45 de kilograme, mâncând sănătos și cu moderație, adică mânca și el chipsuri, ciocolăți, tot felul, dar mânca 80% din timp sănătos. Eu, eu ce pot să zic, n-am fost niciodată într-un punct în care să fi trebuit să slăbesc foarte mult, aveam un anumit exces ponderal exact atunci când am terminat uh, liceul, dar acesta s-a dus acum mult, mult, mult timp și acum fac sport și mănânc sănătos pentru sănătate și pentru a deveni mai rezistentă și mai eficientă în tot ceea ce fac. <laughs> și asta vă doresc și vouă, să vă dați seama că, într-adevăr, sportul vă schimbă viața, vă face viața atât de frumoasă, vă dă energie, vă, stă, vă dă o stare de bine care nu se compară cu nimic. Când o să vă dați seama ce forță fizică aveți în voi, oh my god, toate lucrurile se vor schimba. Eu vă doresc o seara faină sau o dimineața faină sau după amiază cât mai plăcută, și noi ne auzim curând. Bine, papa! Pa!